În fiecare an, mii de persoane se prezintă la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Olt pentru a li se elibera carduri de sănătate duplicat în urma pierderii, deteriorării sau furtului acestora. Până la eliberarea cardului duplicat, dovada calității de asigurat se face însă cu adeverința de înlocuire a cardului național. Începând de săptămâna aceasta, adeverința de înlocuire a cardului de asigurări de sănătate e valabilă până la emiterea cardului duplicat. Această adeverință se emite pentru asigurații care depun la Casa de Asigurări de Sănătate cerere de eliberare a cardului duplicat. Până acum, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile, fiind astfel necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe până la eliberarea noului card. Această adeverință se emite pentru asigurații care depun la Casa de Asigurări de Sănătate cerere pentru eliberarea cardului duplicat în cazul pierderii, deteriorării, furtului cardului inițial sau schimbării datelor de identitate ale titularului față de cele înscrise pe card. Solicitanților cardului duplicat li se poate transmite adeverință înlocuitoare prin mijloace de comunicare la distanță. Adeverințele emise până la data intrării în vigoare a acestui ordin își păstrează perioada de valabilitate prevăzută în acestea. Totodată, persoanele asigurate care nu au avut niciodată card național de sănătate emis pot beneficia de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale fără să trebuiască să prezinte furnizorului o adeverință în locul cardului.